United a oferit o extraordinară probă de voință în partida de la Odorhei. Echipa gălățeană a condus la pauză cu 3-2 și chiar dacă gazele au revenit de la 2 la 5 la 4 la 5, s-au impus în final cu 8 la 4. După rezultat pare ușor, dar a fost foarte greu, ținând cont că scorul s-a menținut, a fost 5-4 până în ultimele 2 minute, când am reușit să ne desprindem la o diferență mai mare de goluri și ne-am asigurat calificarea al 4-lea an consecutiv în semifinala acestei competiții. În condițiile în care am avut probleme financiare și probleme de lot, mă refer la acele accidentări în care ne-au lipsit câțiva jucători valoroși. Elevii lui David Asande au reușit o performanță de invidiat în condițiile în care au deprimit salariile pe mai multe luni. În condițiile grele în care nu și-au primit salariile timp de 4 luni, au reușit să acceadă într-o fază superioară și vom întâlni campioana țării Sitiaz Târgu Mureș. United este echipa gălățeană cu rezultatele cele mai bune și merită să fie ajutată consistent de administrația locală.